Sute de mii de români vor fi controlați la sânge. Agenția Națională de Administrare Fiscală va demara din 1 iulie controle masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obținerii averilor fiecărei persoane, a anunțat președintele instituției Lucian Ovidiu Heiuș în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a precizat că, după părerea sa, există o nedreptate în ceea ce îi privește pe oamenii simpli, care muncesc de dimineața până seara fără a aduna averi, în timp ce alții își cumpără case și mașini de lux fără a munci deloc. De asemenea, Lucian Ovidiu Heiuș a făcut referire și la firme, spunând că unele dintre ele fac evaziune fiscală. Începând cu 1 iulie, ANAF va începe controle masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obținerii averilor fiecărei persoane. Este o jignire pentru oamenii cinstiți care muncesc greu uneori de dimineața până seara, să vadă că în jurul lor alții își cumpără case care se învârte după soare, își achiziționează mașini exorbitant de scumpe și ei nu au lucrat o zi în viața lor și nu au plătit un impozit. Este de asemenea nedrept pentru agenții economici care majoritatea lor își desfășoară business-urile corect, își plătesc taxele și impozitele la timp, iar alți patroni fac evaziune fiscală, folosesc munca la negru, se îmbogățesc în nemeritat și nu plătesc niciun impozit în viața lor. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că aceste mecanisme sunt dăunătoare atât bugetului de stat, dar în același timp creează și o mare frustrare în rândul societății românești, creând chiar modele antisociale. Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante sfidând pe omul de rând și care în viața lor nu au plătit niciun impozit, iar când verifici veniturile pe care le au, constați că ele sunt aproape inexistente, a declarat Lucian Ovidiu Heiuș, relatează ziarul amprenta.ro.